facultate cu dispoziție la articolul 133 aneatul 1 litera, articolul 134 aneatul 1 litera, articolul 96 aneatul 1 litera B, din nou G numărul 57/2019 din codul administrativ, și are dispoziție primarul comunei Ardeal numărul 100 din 14/2022, a fost convocat pentru ședința ordinară de astăzi, 21 septembrie. Din cei 11 consilieri locali sunt prezenți 10. Domnul Stratulat, nu poate să ajungă. Deci, fiind prezent majoritatea, consilierul local, credința este delegat Consiliului și poate cei de lucrare. Având în vedere prevederea articolului 38, aneatul 15, din codul administrativ, supus pe aprobare procesul verbal inițiat la ședința anterioară. Cine este cum? Împotrivă? Da. Procesul verbal a fost votat în anumitate de voturi. La ședința participă invitatorul la SPSTV, doamna Cerna Tătară din zona acesta și cu doamna Gerasimescu, comunița. Acum, rog pe domnul la fel să aibă președinte ședință să preia comunicarea lucrurilor. Mulțumesc. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrurile ședinței conform normelor legale și democratice. Să dăm citire ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrele 3 și 4 anului 2022. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care realizează cele trei comisii. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL numărul 62 din 2.09.2022 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 61 din 4.08.2022 privind aprobarea Consiliului Local al Comunei Ardeoani a documentației de avizare a lucrărilor de investiții, a obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare podul Comunei Ardeoani județul Bacău prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care realizează sunt cele trei comisii. Și punctul 3 este divers. Dacă mai sunt și alte proiecte de, și alte proiecte de hotărâri introduse în ordine de zi. Nu. Supun spre aprobare ordine de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul 3 și 4 anului 2022. Avize. Comisia 1. Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2. Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3. Diaconu Neculae. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Jigău Narcisa pentru prezentarea, pentru a prezenta raportului special. Având în vedere adresa 2478 din 1 septembrie 2022 a Contractului Justiției Neatanțelor Publice, prin care se comunică diminuarea cu 1000 de lei a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate destinate finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la articolele 104 alineatul 3 literele B din Legea Educației Naționale 1/2011 aferente trimestrului 4. Referatul 937 din 5 septembrie al Școlii Gimnaziale numărul 1 Comuna Ardeoani, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli sursa A în trimestrul 4 cu sumele anterior menționate, precum și rectificarea în trimestrul 3 a bugetului de facturi și cheltuieli pentru sursa E. Necesitatea virărilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, precum și în cadrul acelorași capitole. Necesitatea modificării sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare și a modificării listei obiectivelor de investiții pentru anul 2022, propun spre aprobare rectificarea bugetului local pe trimestrele al 3-lea și al 4-lea anului 2022. La partea de venituri, conform bugetului anterior, veniturile erau în sumă de 4.509,88 lei, influența cu minus 1.000 de lei, bugetul rectificat 4.500,88 lei. Iar la partea de cheltuieli, defalcarea influențelor pe capitole, subcapitole, titluri și aliniate este următoare. La autorități executive am diminuat sumele alocate cheltuielilor de personal cu 44,26.000 lei și am suplimentat sumele alocate
finanțării bunurilor și serviciilor cu suma de 35,07 000 lei la transferul cu caracter general reducere de nivel al administrației. Am diminuat bugetul la titlul 51 cu suma de 8 000 lei. La învățământ secundar inferior, diminuarea cu suma de 1000 de lei comunicată care nu are cu recuperare de către AJPP Bacău. La alte cheltuieli în domeniul învățământului am suplimentat creditele alocate finanțării bunurilor și serviciilor cu suma de 20 000 lei. 10 000 la carburanți și lucruri fian și 10 000 la materiale și prestări servicii cu caracter funcțional. La cămine culturale am diminuat sumele destinate finanțării bunurilor și serviciilor cu suma de 1450 mii lei. La iluminat public și electrificări rurale am suplimentat sumele alocate pentru bunuri și servicii cu 10 mii lei și pentru cheltuieli de capital cu 9 mii lei. Iar alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, diminuare la cheltuieli de capital cu suma de 2930 mii lei. Și la drumuri și poduri, diminuarea creditelor bugetare destinate finanțării bunurilor și serviciilor cu suma de 13,93 mii lei. La sursa ea, activități finanțate integral din venituri proprii, conform solicitării școlii de oameni, intervine o influență de plus 300 de lei, atât la venituri cât și la cheltuieli. Și ca urmare a influențelor menționate anterior, se modifică lista obiectivelor de investiții pe anul 2022 prin diminuarea valorii obiectivului de investiții, achiziționare și montare tot la două dintre limitele comune de ani cu minus 3,50 mii lei. Suplimentarea sumelor alocate sprijinirii eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu suma de 9 mii lei. Și diminuarea valorii obiectivului de investiție, achiziționare, rampă, încărcare, utilajă, cu suma de 2930 lei. Mulțumim doamnei Jigan Artisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 2/09/2022 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 61 din 4/08/2022 privind aprobarea Consiliului Local al Comunei Ardeoan a documentației de avizare a lucrărilor de investiții, obiectiv de investiții, reabilitare și modernizare de Comuna Ardeoan și de Bacău din Programul Național de Investiții Angel Salini. Avize. Comisia 1, Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, Diaconu Neculaș. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Gherasim Luminița pentru a prezenta raportul de specialitate. Raportul de specialitate privind aprobarea modificării HCL 62 din 2/09/2022, privind modificarea HCL 61 din 4/08/2022, privind aprobarea Consiliului Local al Comunei Ardeoan, a documentației de realizare a lucrărilor de intervenție, DAVI, pentru obiectiv de realizare și modernizare podului în Ardeoan de Bacău prin Programul Național de Investiții Anghia Salina. Având în vedere prevederile articolului 4, alinia 3 și articolul 6 din anexa la ordine Ministerului Dezvoltării Lucrărilor de Industrie și Administrație, numărul 1333 din 91/2021, pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului 95/2021, pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini pentru categorie de investiții prevăzute la articolul 4, aliniatul 1, litera A și D, din ordonanța de urgență a Guvernului 95/2021, în temeiul articolului 139, alinia 3, litera G, și articolul 182, alinia 1 și 4, din OUG 57/2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare. Ținând cont de HCL 52 de 27 ianuarie 2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a
aferent obiectivul de investiții de alimentare și modernizare fondul comunal de ajutețul Bacău, fașele 13 din 7-2022, privind aprobarea cererii de finanțare pentru Programul Național de Investiții Anghel Salini, și a Divizorul General Estratic pentru Programul de Investiții menționat mai înainte, pașele 61 din 4-8-2022, privind aprobarea Consiliului Local al Comunei al documentației de avizarea lucrărilor de intervenții DALI, a obiectivului de investiții sus menționat, HCL 62 din 2-2022, privind aprobarea modificării HCL 61 din 4-8-2022, privind aprobarea Consiliului Local al Comunei Ardeoana, documentației de avizare a lucrărilor de intervenții DALI, obiectivul de investiții de avizare și modernizare a fondului comunal de ajutețul Bacău, prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea modificării HCL 62 din 2-9-2022, privind modificarea HCL 61 din 4-8-2022, privind aprobarea Consiliului Local al Comunei Ardeoana, documentației DALI, a obiectivului de investiții mai sus menționat. Mulțumim, doamnei Gherasimescu, Luminița. Dacă dorești cineva să ia cuvântul. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Al treilea punct sunt diverse. Nu, deci este adresa. A care? Adresa școlii. Adresa școlii generale numărul 1, da. Adresa școlii gimnaziale numărul 1 de oameni cu numărul 939 din 0509-2022. Dau cuvântul domnului secretar general. Deci, la fiecare deschidere de an școlar, îi trimit o adresă pentru ca să desemnăm din nou reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de Administrație la școala gimnazială numărul 1 de oameni și reprezentantul primar. Da? Reprezentantul primarul este separat. Acum, vă rog să faceți o propunere pentru un consilier local care să facă parte din Consiliul de Administrație la școala Argeana. Da. Domnul Bălănin. Propun ca domnul Moise Cosmin să facă parte din Consiliul de Administrație, deoarece el a mai fost. Ai vrea să supunem și la vot. Supunem la vot, da? Cine este pentru? Abținere împotrivă. Mulțumim domnului secretar general. Și trecem la punctul 3, la diverse. Dacă cineva vrea să ia cuvântul. Nu. Țin scrie. Nu? Fiind depuizate toate problemele la ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței. Mulțumim.